Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați acceptat invitația de a participa la inaugurarea festivă a investiției Baza Sportivă Bazin de Not Polo din municipiul Focșani, județul Vrancea. Facem precizarea că baza sportivă are o suprafață de 3.380 de metri pătrați și a fost construită pe o suprafață de 13.601 metri pătrați. Investiția a fost derulată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții, beneficiarul fiind de Consiliul Județean Vrancea. În interiorul bazei sportive există un bazin pentru polo cu o suprafață de 833 de metri pătrați și un bazin didactic de agrement de 312 metri pătrați. De asemenea, baza sportivă beneficiază de un număr de 400 de locuri pentru spectatori. Valoarea finală a lucrărilor executate a fost de 30,5 milioane lei. Îi invităm pe înalții oficiali să inaugureze baza sportivă. Și domnilor, am onoarea să-l invit să se adreseze dumneavoastră pe președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan. Bună ziua! Cred că ați vorbit cu liberale să-i faceți. Bună ziua! Domnilor și domnilor! Dragi prieteni, în primul rând vă mulțumesc că sunteți atât de mulți prezenți astăzi la o manifestare pe care eu am considerat-o tot timpul de vis. Și astăzi am venit aici să vorbim despre vise. Și visele nu sunt ușor de îndeplinit. În România, lucrurile bune nu se fac ușor. Dar eu pot să spun cu toată răspunderea și cu sprijinul dumneavoastră și cu experiența pe care știți că o am, un adevăr. Adevărul este că singurul partid care a făcut ceva concret pentru oameni și pentru viața oamenilor din județul Vrancea este Partidul Social Democrat, atunci când a fost de fiecare dată la guvernare. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea. Pentru că colegii noștri de la dreapta eșichierului politic, de câte ori au fost la putere în România, nu au ridicat un pai de numele lor și de activitatea lor, nu poate fi legat nici măcar mutatul unei cărămizi pe raza județului Vrancea. Am vrut să vă spun aceste lucruri pentru că este foarte important. Și să vă spun că prin comparație am mai avut și alte vise, dar ele nu s-au îndeplinit. Sper că împreună să putem să le îndeplinim. Așa cum bine știți, am avut pârtia de schi de la Lep și Agreșu, dar din cauza guvernului domnului Băsescu și a doamnei Anca Boagiu în anul 2005
care a ratat licitația internațională, am pierdut 14 milioane de euro, iar curtea de schi a rămas un vis. Am încercat cu altă doamnă celebră să realizăm curtea de schi. Mi-a spus într-un final un lucru dat la insistențele mele permanente, într-un final mi-a spus: Marian, te-am păcălit. De aceea am vrut să vă spun lucruri pe care le știți. Și de aceea vreau să vă spun că atunci când, încă din 2004, am pus bazele și proiectul acestui edificiu extraordinar pentru copiii, pentru tinerii, pentru părinții și pentru bunicii noștri, a trebuit să vină Băsescu la putere și să taie toate investițiile pe care administrația Partidului Social Democrat le lansase. Și de atunci, până în anul 2013, când am găsit înțelegerea necesară, la singurul coleg și singurul om care m-a sprijinit în această direcție, a fost, și asta este motivul pentru care astăzi aici este prezent, este prietenul și președintele Partidului Social Democrat, pe vremea aceea viceprim-ministru al Guvernului României și ministrul dezvoltării regionale, cel care și-a pus semnătura pe realizarea acestui important proiect pentru copiii, tinerii, părinții și bunicii noștri. Domnul Liviu Nicolae Dragă, pe care îl și invit. Bună ziua și bine v-am găsit. Eu încerc să vă țin mai puțin decât Marian. Stăteam și mă gândeam acum că avem și noi un bazin la Alexandria. Numai că noi am avut ghinionul să-l facem când eram în opoziție. Și bineînțeles că nouă nu ne-au dat bani de la guvern și l-am făcut cu banii noștri, de la Consiliul Județean și Consiliul Local Alexandria. Alexandria, nefiind un oraș mai bogat decât Focșeanu, tot la nivelul ăsta, dar l-am făcut pentru că dorința de a avea un bazin în Alexandria, ca și în Focșeanu și ca în orice oraș, este uriaș. O să vă rog să urmăriți în lunile următoare, în anii următori, cât de mult va fi folosit acest bazin, cât va conta pentru copii acest bazin, pentru elevi, pentru studenți, pentru tineri, cât de mult se vor strânge în jurul acestui obiectiv și cât de mult îi va ajuta la sănătate. Sper să ne ajute Dumnezeu să avem cel puțin în fiecare reședință de județ în perioada următoare cât un bazin de not. Pentru că ăsta nu este un moft. Ăsta e un obiectiv care este într-un pachet minim de civilizație. De asemenea, că toți suntem la Focșeanu, Focșeanu are nevoie de un spital nou. Și vă pot spune, pot anunța cu toată siguranța că dacă nu cumva până la ora asta, în perioada imediat următoare, adică vorbim de zile, se va aproba finanțarea pentru un spital nou la Focșeanu, pentru că cred că sistemul de sănătate din România trebuie să fie la nivelul pe care îl merită România, pe care îl merită medicii din România, pe care îl merită personalul sanitar. Și dacă tot vorbim, am vorbit înainte de sport, mai trebuie să se realizeze un obiectiv aici, doamna director, și anume cel puțin unul din cele două stadioane să fie modernizat. După părerea mea, eu nu permit să vă dau sugestii, dar vă spun doar o părere așa, un om din afară. Eu, dacă aș fi fost ministru, l-aș fi pornit. Eu sper să-l porniți și dumneavoastră, pentru că există surse financiare și există și nevoie aici. Un stadion modern în fiecare reședință de județ înseamnă iar un plus de sănătate, înseamnă iar un plus pentru sport, pentru sportul de masă și pentru sportul de performanță. În încheiere, vreau să vă spun că de-abia aștept să intru în interior, să-l văd, să văd
copiii care sunt în apă. Vreau să-i salut pe toți copiii care sunt prezenți astăzi aici, asta înseamnă bucurie și pe dascălilor și pe colegii mei parlamentari și să fie într-un ceas bun cu acest obiectiv. Doamne ajută! Vă mulțumim și vă invităm să vizitați obiectivul.
foarte a Băncii Naționale,
activității e funcția. Atât. Ce boicot? Ce boicot în Banca Națională? Banca Națională este tot sprijinită, sprijinit de 28 de ani, de 26 sau 25, înțeleg că e stabilitate pentru că este același guvernator. Dar probabil că senatorii PSD, încă nevăzând răspunsul la scrisoare și nefiind poate lămurismul intenția Băncii Naționale de a face parte dintr-un program național de dezvoltare și de sprijin creșterii economice, e poate ceva rezolvat. Se rea de mult în la urmă de asta, se rea de mult o inițiativă ce trebuie să vrească cu cât acel număr fondat la personală a funcției publice. Care este poziția PSD-ului? Nici n-am văzut cu SR-ul de pur inițiativă ce trebuie să nu mai e parte politică. Această nouă structură. Eu nu-mi permit să
gândurile domnului Eugen Teodorescu. Adică n-am această capacitate să intru mintea chiar a colegilor mei. Dar în ceea ce privește achizițiile publice, undeva până în 15 aprilie o să avem pachetul gata, pentru că este vorba de un interes major al națiunii.